Tentația de a încerca substanțe interzise este mare pentru tot mai mulți tineri din diferite motive. În activitatea de prevenire a consumului de droguri, în prim plan sunt liceenii. Astfel că specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare, Consiliere, Antidrog Bacău sunt în mijlocul tinerilor într-o acțiune de conștientizare a pericolelor la care se expun în cazul în care vor începe să consume substanțe interzise. Una dintre aceste activități a avut loc la Liceul Catolic Sfântul Iosif. Eu am ales, având în vedere instituția pe care o reprezint, să discutăm astăzi despre prevenirea consumului de droguri. Și acum avem două cuvinte pe care vreau să le lămurim. Primul cuvânt este prevenire. Ce înseamnă a preveni? Mai ales în perioada aceasta, sunt foarte multe lucruri negative care pot să intervină în viața noastră. Și atunci, a preveni înseamnă a te gândi că se poate întâmpla ceva rău și... Ai spus foarte bine. Încerci să nu-l faci. Încerci să nu-l faci. Asta înseamnă, ce înseamnă asta, când încerci să nu-l faci? Înseamnă două lucruri. Înseamnă să cunoști despre acel rău care se poate întâmpla, să știi ce ai putea să faci să nu se întâmple și efectiv să acționăm, da? Coordonați de consilierul antidrog, tinerii de clasa a noua au ajuns singuri la concluzii. O să vă rog să-mi spuneți ce vă vine în minte prima dată când vedeți cuvântul drog. Tot cuvinte sau sintagme? Substanță. Substanță, da? Substanțe sau substanță? Substanțe. Substanțe, da? Că sunt mai multe. Sunt mai multe feluri. Ok? Praf. Praf, ok. Praf, numai tot substanță e praf, dar l-am definit cumva așa. Plante. Plante. Ok, dar ce vă vine în minte? Nu neapărat anumite exemple sau așa. Iluzie. Iluzie, super. Ați înțeles, da? Ce vreau de la voi. Ce vă vine în minte? Iluzie. Bun. Altceva. Ție ce-ți vine în minte? Dependență. Super, mulțumesc. Dependență. Dacă voi așa de deștepți la 15 ani în clasa noua, știți că voi ați spus ce v-a venit în minte atât de... Atât de multe lucruri la urma urmei despre droguri și știți cât de mult rău fac sau care e partea aceea negativă. De ce, fraților, de ce credeți că mai sunt atât de mulți tineri, că tu ai spus mai devreme, că sunt mulți tineri care experimentează? Și aici am nevoie de răspunsurile voastre pe care cumva, într-o formă sau alta, mi le-ați dat mai devreme. De ce? Majoritatea încearcă să pară sau încearcă să se apucă de aceste substanțe ca să arate că ei sunt mai buni, că ei ies în evidență, ca să ieși în evidență. Pentru a ieși în evidență. Spune. Din cauza anturajului. Pentru că alții o fac, nu? Da. Pentru că alții o fac? Da, și asta se leagă și de ce am zis. Eu, că vor să iasă în evidență în anturajul lor. Să arate că sunt curajoși, că sunt puternici. Pentru a fi acceptat să le prieteni. Bravo. Uneori nu vreau să arăt că sunt curajoși, ci pur și simplu vreau să fiu ca ei. Și zicem așa, pentru a fi acceptați. Valorile personale sunt printre principalele pierderi ale unui consumator. Vă rog frumos să spuneți ce, să numiți, ce apare acolo, da? La colegul vostru, tu ce ai aici? Curaj. El are curaj. Și se potrivește? Sincer. Ești curajos de felul tău? Da. Bun, le numiți și le dați în capăt colegii sau colegului din capăt care va veni și le va lipi pe tablă. Sinceritate, ți se potrivește? Nu. Uneori. Ai fost sincer, chiar până la capăt. Ok, voi ce aveți? Tu ce ai acolo? Bani. Bani, wow. Super tare. E o valoare, nu? Fără bani nu poți să faci mai nimic în ziua de azi. Tu ce ai? Reputație. Reputație, mai departe, voi. Libertate! E super fain să fii liber, să alegi la ce oră să te trezești. În vacanță sau în weekend. Vacanță. Să alegi să mergi la magazinul X sau Y, să te uiți la filmul X sau Y, să ieși în oraș cu X sau Y. Deci e super fain să fii liber. Să încercați să vă selectați din aceste valori pe care le avem în metaplan de în fața voastră, în clasă, 5 dintre valorile care vi se potrivesc vouă. De data aceasta le selectați, da? Voi le alegeți. O să vă pun în pielea unui consumator de droguri, în papuci unui consumator de droguri. Deja? După prima oră? Da, o să vă rog să tăiați 4 dintre ele și să rămâneți cu una singură. Libertatea. Cea pe care
fiecare să zic ce vrea. Da. Se pare că tu ai ales și repede. Ți-a fost așa de ușor să le dai pe toate celelalte. Mamă, ia să vede ce te-ai apoi. Păi, Poate iubire, familie, succes, prietenie. Dar ai rămas cu libertatea și probabil că te gândești că poți să le recapeți cumva pe toate. Da, fără să vă dați seama, adică cumva prin acest exercițiu v-ați dat seama că un consumator de droguri, pe nesimțite, fără să vrea, din păcate renunță la multe din valorile cu care a crescut sau pe care le-au sădit acolo bunicii, părinții, profesorii, oamenii care sunt semnificativi pentru noi și care reușesc să facă asta. Pentru tineri, activitatea a fost una care le-a deschis ochii către un subiect despre care știau puține lucruri. Mi se pare destul de interesantă, deci, pentru că echilibru? N-am mai făcut de mult o activitate de genul și chiar se merită să facă, pentru că suntem tineri și trebuie să aflăm anumite chestii și faptul că am făcut activitatea nu a ajutat să ne aducem aminte niște lucruri, niște valori și să pe viitor să știm ce să facem, adică să nu consumăm droguri. În concluzie, mi s-a părut chiar foarte frumoasă și interesantă. Mi-a plăcut. Am putut să învăț despre pericolul consumului drogurilor. Îmi plac aceste activități. Faptul că am vorbit despre lucruri de care nu vorbim în general la școală, în special, și asta ar trebui să fie introdusă în activitate școlară, extrașcolară. Și în rest, nu știu, bine, chestii de cultură generală acum sunt poate știute, poate nu sunt știute de ceilalți, dar a fost foarte fain. Cu ajutorul ochelarilor care simulează efectele consumului de alcool și droguri, dar și starea de intoxicare cu acestea, elevii au experimentat starea de deteriorare produsă de alcool sau alte substanțe interzise. Aș vrea să satisfac curiozitatea legată de consumul de substanțe și să facem un experiment. Am mai multe perechi de ochelari didactici care vă ajută să vedeți ce vede o persoană care consumă droguri sau alcool, și alcool este considerat un drog și este chiar un drog destul de răspândit, așa că o să începem cu el. E ciudat, destul de ciudat. M-au durut ochii, m-au durut foarte mult ochii prima oară când i-am pus. Ai menționat, ce ai spus? Nu, m-au durut ochii. M-au durut deja ochii? Da. Dar de câte pahare de vin crezi că e nevoie ca să vezi așa? Nu chiar două. De ce ține? Uite, domnișoara a spus două, tu zici mai puțin? Depinde de două, de ce depinde? Eu zic mai mult. Mai mult. Da, okay. Depinde de organism. Depinde de organism? Foarte depinde mult. Depinde dacă ești fată sau băiat? Da. Depinde dacă ai mâncat sau nu înainte? Da, foarte mult. Câți factori sunt, iată? Amețești foarte repede. Greutatea, foarte bine. E o senzație ciudată. Vezi la depărtare, adică te ia cu amețeală, te ia pe spate. E foarte ciudat. Această întâlnire este prima din cele care se vor desfășura în cadrul campaniei de prevenire pe care o derulează Centrul Antidrog. Odată cu începerea noului an școlar, Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău este prezentă într-un număr mare de unități de învățământ, atât la gimnaziu cât și la liceu. Suntem și la facultate, e adevărat, dar acesta este un alt subiect, cu noua ofertă educațională sau, mă rog, programul integrat de proiecte naționale, dar și programe sau campanii locale de prevenire a consumului de substanțe psihoactive. Astăzi a avut loc o activitate în cadrul unei campanii naționale, sunt mai multe activități, e un început al acestei campanii de discuție pe subiectul prevenirii consumului de droguri la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău și iată că am avut prezenți elevi din clasele a noua, din toate clasele a noua, pe ateliere diferite în care am abordat problematica aceasta într-o manieră interactivă, i-am implicat, totodată le-am și arătat niște imagini și am ajuns la concluzii
împreună cu ei. N-a fost o transmitere de informații, ci a fost așa sub forma unui atelier. Specialiștii Antidrog Bacău vor merge și în alte unități de învățământ din județul Bacău pentru a interacționa cu elevii în campania de prevenire a consumului de droguri.